Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumul Spiritual. Iată-ne astăzi într-o emisiune, așa cum v-am obișnuit, bine pregătită din timp. Ieri ați constatat, a fost o emisiune în reluare, motiv pentru care ne cerem scuze, au fost binecuvântate pricinile pentru care am procedat așa. Astăzi începem să discutăm subiecte duhovnicești, tot de pe urma dialogurilor pe care Sfântul Paisie Aghioritul le-a avut. Dialogul de astăzi este datat decembrie 1988. Este întrebat așa părintele. Părinte, când citesc Sinaxarul și văd ce au pătimit sfinții mucenici, mă mir cum au putut răbda. Ce anume îi întărea? Le dădea Dumnezeu harul său și nu simțeau durerea sau altceva se întâmpla. Părintele s-a dat puțin înapoi pentru a mă privi cu atenție, așa cum obișnuia el să facă uneori. M-a cercetat, duhovnicește în adâncime, cu privirea sa pătrunzătoare și a început să spună. Dragostea pe care o aveau mucenicii pentru Hristos, aceea le dădea puterea. Iar această dragoste era atât de arzătoare, încât îi făcea să nu simtă durerea. Uite, odată luase un foc o casă și înăuntru erau niște copilași. Mama lor, neascultând de nimeni din cei din jur, se avântă în mijlocul flăcărilor. După câteva clipe se întoarse cu copiii în brațe. Era arsă peste tot, fața, părul, mâinile. Însă nu simțea nimic, deoarece a socotit într-un nimic primejdia focului în fața dragostei ce o simțea pentru copiii ei. După ce au trecut acele clipe, a început să simtă durerea. Odată, pe când ne aflam cu toții în sat, am fost înștiințați că vin nemții și toți cei din sat au urcat pe munte. Frații mei se aflau jos, pe câmp, și nu era cine să-i înștiințeze. Pe aceea, oricum i-am pierdut cel puțin, să-ți rămână aceasta. Îi spun oamenii mamei mele să rămână acesta arătând către Sfântul Paisie, copil. Dacă o fi să-i omoare, să mă omoare și pe mine. Mi-am spus în sinea mea și îndată am rupt-o eu, copil, la fugă. Am ajuns la un ogor proaspăt arat și afundându-mă până la genunchi, mi-am pierdut papucii. Atunci am lăsat papuci și am continuat să alerg de sculți, nebăgând în seamă nici spinii, nici pietrele. Spinii se fingeau adânc în picioarele mele, dar eu nici măcar nu îi băgam în seamă. Frecam picioarele de pământ ca să se rupă spinii și să nu mă mai târăsc cu crengile după mine. Și astfel îmi continuam alergarea. Apoi mi-a apărut în față râul, plin de pietre și așa alergam călcând pe pietre, spinii intrau și mai cu putere înăuntru. Dar cine le băga în seamă pe toate acestea? În cele din urmă am ajuns la frații mei. Nemții, vin nemții! Apoi am început să smulg trestii ca să fac și eu ceva, adică să arăt că lucrez cu ei. Au venit nemții, dar nu ne-au făcut nimic. Iată că dragostea este cea care le dădea putere sfinților mucenici. Cu adevărat aveau o mare dragoste pentru Hristos. Bine, părinte, înțeleg și eu ca cineva care s-a pocăit, care a mers în Sfântul Munte, a stat acolo 10-20 de ani, a dobândit o stare duhovnicească, să-L iubească pe Hristos. Însă aici vedem cazuri când închinători
la idoli, privind la nevoința vreunui mucenic, într-o clipă intrau și ei în nevoința muceniciei. Uneori chiar și călăi făceau acest lucru. Cum se explică aceasta? Aceștia erau oameni cu dispoziție sufletească bună, care, nefiind deloc ajutați în viața lor să cunoască adevăratul Dumnezeu, El, adevăratul Dumnezeu, le dădea tot ceea ce le datora într-o singură clipă și astfel, dintr-o dată, se întorceau spre bine cu 180 de grade. Adică făceau o pocăință adâncă, adevărată. Așa repede, în câteva minute, cum se poate face aceasta? Da, așa. Precum a făcut tâlharul pe cruce. Era cineva acolo în Iviron. Iviron e o mănăstire în Sfântul Munte. Care, atunci când citeam sinaxarul, asemenea ție, frate, ofta și suspina din adâncul inimii. Oh, îmi spune acela, dacă ai ști ce simt eu, să fi fost acest bazin de apă plin cu flăcări și să fi căzut acolo pentru Hristos. Ia vino aici să-ți încerc dorința ta de mucenicie. Atunci iau o lumânare și îi spun, stai puțin să te ard, dar nu la picior, ca apoi să nu mai vii la slujbă, nici la mână, ca să fiu nevoit să te slujesc eu, ci puțin la coaste. Ha, doare, a strigat. Ei, ce crezi? Oare martirul n-a avut dureri în martiriul său? Un alt călugăr citise că rugăciunea trebuie să se facă cu lacrimi. Eu mă rog cu lacrimi, îmi spune acela. Dre, ce-mi zici acesta? Ce-mi zice acesta? Spuneam în sinea mea. Uite, vrei să-ți arăt? Mă întrebă. Și îndată a început să forne, să tragă aer și să îl dea afară pe nas cu putere. Așteaptă, așteaptă, încă nu mi-au venit. Și dă-i pe fornăială. Uite, acum îmi vin și îl văd cum se aruncă dintr-o dată la pământ, inundat de lacrimi și începu să se roage. Păi și diavolul acesta, cum îi înșeală pe călugări. Apoi altul îți spune că nu are lacrimi. Piatră. Ca piatră mi s-a făcut inima. Și se necăjește și suspină. Bine, spunea părintele Tihon, că acestea sunt lacrimile cele ascunse ale inimii. Așa cum aurul are de la 9 până la 24 de carate, tot astfel și lacrimile. Nu toate au aceeași valoare. Sunt oameni care plâng cu durere pentru că se despart de cei dragi. Îl pleacă copiii în călătorie. Doamne, ce lacrimi! Sau pleacă copilul în călătorie departe de părinți și plânge. Acelea sunt lacrimi, să le spunem așa, calde. Se întâlnesc după o lungă perioadă de timp când nu s-au văzut părinții cu copiii. Și au lacrimi de mare bucurie. Tot lacrimi calde sunt și acestea. Cineva plânge că nu i s-a făcut lui dreptate și suferă din adâncă mândrie că a fost nedreptățit. Lacrimi reci.
Trebuie să învățăm ce prețuiește Dumnezeu la noi. Lacrimile, picătura de apă și săruri care ne iese din trup, prin ochi. Nu picătura fizic vorbind, ci starea care pune în mișcare trupul nostru, care îl capacitează să verse acele lacrimi. Sunt unii care au starea perfect necesară ca rugăciunea să o poți numi rugăciune cu lacrimi făcută, fără să verse neapărat fizic o lacrimă. Să fie sufletul îndurerat pentru păcatele făcute, pentru nedreptate pe care a făcut-o înaintea lui Dumnezeu, pentru frica pe care o are față de tot ce l-așteaptă pentru păcatele făcute. Și astfel, ducându-se în starea firească de adâncă căință, să obțină ceea ce îi trebuie pentru a se mântui, pentru a avea o rugăciune lucrătoare cu lacrimi. ianuarie 89. Atâția ani au trecut și diavolul tot nu s-a pocăit. Ci se face de fapt din rău în mai rău. Acum însă încearcă să tragă toată lumea de partea lui. Diavolul spune că Dumnezeu este milostiv în cele din urmă și se va face milă de lumea sa și astfel îl va băga și pe el în planul său de mântuire a lumii. Odată când eram la chilia părintelui Tihon, mi s-a făcut milă de un diavol. Înger a fost și unde a ajuns făptura lui Dumnezeu, mă gândeam eu. M-au podedit lacrimile, am căzut la pământ și am început să mă rog pentru el. Și așa cum stăteam cu capul plecat la pământ, mă uit într-o parte și îl văd aievea pe diavol, că se schimb, strâmba la mine. Avea un cap sălbatic, cu niște nări mari și cu niște dinți ascuțiți, iar din ochi și din gură ieșeau flăcări și se schimonosea la mine. În timp ce eu mă rugam pentru acesta, el mă batjocorea. Aceasta a îngăduit-o Dumnezeu pentru ca să cunosc mai bine răutatea aceluia și ca să înțeleg că nu vrea el să se pocăiască. Iuda n-a făcut același lucru. Știa că Hristos îi va slobozi pe cei morți din iad și de aceea îi spunea: voi merge eu înainte ca să mă ia și pe mine împreună cu el. Adică, părinte, și acesta se îngrija de mântuirea sa, dar în felul acesta, în loc să meargă să ceară iertare de la Hristos, acesta umbla cu viclenie. Și uită-te că milostenia lui Dumnezeu a încovoiat-o un cat, vă rog. Și uită-te la milostivirea lui Dumnezeu. A încovoiat smochinul pe care era spânzurat până ce picioarele i s-au sprijinit pe pământ. Însă acesta, ca să nu se sprijine jos, stătea în sus, iar pe toate acestea le-a făcut ca să nu meargă, să spună: iartă-mă. Păi, fiule, câtă împietrire de inimă. Uite, acum când vorbim împreună, primești o înrăurire duhovnicească. Tot astfel și când diavolul se apropie de tine, te influențează spre rău. Dacă deschizi discuții cu diavolul, el te va îngheți dintr-o îmbucătură. Să nu fii molatec și să-l lași să intre în mintea ta, ci să-l alungi. Folosim o parte din minte, să ne silim să o folosim toată.
să nu fim delăsători, ci să luăm lucrurile în serios. Atunci când au plecat italienii în grabă, au lăsat în urmă până și corturile lor pline de grenade, muniții și praf de pușcă. Lumea s-a dus și a luat acele corturi în care au găsit niște grenade incendiare, colorate ca niște jucării. Văzându-le, au început să ia cu toții din ele, până și femeile mergeau acolo și punându-le în șorțuri, le duceau acasă. Atunci a murit multă lume, mulți copilași. Puteai să vezi câte un copilaș de 3 ani cum se juca cu grenada, dar atunci când îi spuneai nu, asta e rău, face bum și te aruncă în aer, el asculta și nu se mai juca cu ea. Nu te înțelegi, tu nu înțelegi, un mic cat. Tu nu înțelegi că nu trebuie să ne jucăm cu diavolul. Vom face oare experiențe? Da. Problemele sunt clare. Corturile și muniția lăsate în urmă de italieni nu ne arată decât ispitele pe care, frumos colorate, diavolul ni le lasă și ne mergem și le culegem. Plăceri de diferite feluri. Plăceri care, atunci când cineva duhovnicesc, un părinte sau un creștin mai îmbunătățit, ne spune că e bine să le părăsim, că ne sunt periculoase, dacă avem dispoziție duhovnicească, acceptăm, înțelegem și părăsim acele plăceri și astfel scăpăm. În momentul în care nu primim avertismentul, ci ne jucăm în continuare, riscăm să facem bum. De câte ori în viața unui alcoolic, să spunem așa, care poate încă se mai bucură de iubirea familiei, a părinților, a fraților, aceștia care îl iubesc nu l-au povățuit zicându-i: lasă băutura, frate, că nu ajungi la bine. El, plăcându-i, îndulcindu-se de plăcerea pe care o are în acea stare, ignoră iubirea celorlalți, avertismentul celorlalți și astfel continuă și astfel, continuând, ajunge unde nu-i trebuie. Ajunge să facă bum. Ideea este să înțelegem că chiar dacă, folosindu-ne mintea într-o proporție oarecare, înțelegem nocivitatea unei patimi, cu sufletul nu o refuzăm, pentru că totuși plăcerea, dulceața cu care suntem ținuți în continuare în acea patimă, este de dorit. Dacă deschidem și mai mult mintea, cum ne povățuiește, iată, Sfântul Paisie, înțelegem că plăcerea este drogul și atunci e bine să nu ne lăsăm înșelați. Și în tutun, și în băutură, și în orice altă patimă, există o doză de plăcere la care omul este sensibil, de care se agață, din pricina căreia nu vrea să lase acea patimă. Până nu ne punem în mișcare tot sufletul și mintea și nu ne iubim și nu ne dorim mântuirea și înțelegem că acel păcat, acea patimă, ne duce cu siguranță la rău și în această viață și dincolo, nu vom putea să lăsăm acea patimă. Cunosc pe cineva care, fumând foarte, foarte mult, știa cât este de nociv fumatul pentru sănătatea sa. Înțelegea
diminuarea bănuților din care investea și în tutun. Înțelegea că nu e plăcut, că miroase. Înțelegea toate aceste lucruri. În schimb, îi plăcea foarte mult să fumeze. Totuși, ce l-a ajutat să lase două pachete de țigări pe zi? Atunci când a început să se iubească desăvârșit. Atunci când a început să-și iubească sufletul, să-și dorească să aibă o relație vie și nu formală cu Dumnezeu. A înțeles că fumatul era una din cauzele distrugerii relației sale cu Dumnezeu și atunci a cerut, că neputincios era, ajutorul de la Dumnezeu. Era atât de împătimit încât greu putea să-l lase. Imposibil de altfel de unul singur. Și atunci s-a rugat și Dumnezeu l-a ajutat. Așa și grecii, care luaseră grenadele, că erau frumoase, dacă cereau ajutorul armatei, erau scoși în afara pericolului. Dacă nu mărturiseau că dețin armament, riscau de bucuria și plăcerea ideii de a avea armament în casă sau că erau frumos colorate, cum spuneam, riscau să moară. Unii au riscat și au și murit. 26 ianuarie 1989. La oamenii de astăzi găsești orice vrei. Numai gânduri bune nu găsești, din păcate. Mai de mult nu era așa, părinte. Nu. Mai de mult oamenii aveau multă simplitate. În sat, atunci când vorbeai cu tinerii de 18-20 de ani, se înroșeau. Pe atunci oamenii erau simpli. Închipuiește-ți, atunci când a venit pentru prima oară autobuzul la noi în sat, oamenii au întins cuverturi pe jos ca să treacă peste ele și tăind vârfuri fragede de porumb, le-au adus autobuzului să le mănânce. Și a făcut atunci mare prăznuire. Bine, părinte, dar chiar vreau să hrănească? Da, da. Încă puțină simplitate și ar fi vrut atunci autobuzul ar fi avut un micat, scuze. Da, da, încă puțină simplitate să fi avut și atunci autobuzul ar fi și mâncat. Poate că ne stârnește râsul, într-adevăr, atâta simplitate. Dar această simplitate dădea starea de curăție lăuntrică. Privim la această istorie sire ca la niște copii, la personajele din istorie sire, ca la niște copii inocenți. Nu ne stârnește mintea sau sufletul la ceva rău. Poate chiar apreciem curăția pe care o aveam. Închipuiți-vă că mai apoi au făcut cunoștință cu autobuzul, care i-a servit fără să mănânce din cele pregătite. I-a adus. Au văzut că el mânca altceva. Și i-au dat ceea ce avea nevoie ca să-i ducă și să-i aducă. Astfel oamenii s-au instruit. Nimic de zis. În schimb, părintele vrea să scoată în evidență cu totul altceva. Mai cu seamă simplitatea și curăția inimii și a minții acelor tineri, care atunci când un bătrân se apropia de ei și le vorbea, iată, se înroșau. Aveau emoție. De ce? Pentru că exista prețuire, exista respect. Exista și disciplină în societate. Cel mai mic,
prețuia pe cel mai mare. Cel mai mare binecuvânta pe cel mai mic. Astăzi, dacă cel mare, într-un fel sau altul, emite pretenția celui mai mare, cel mic știți ce spune? Cel mare e mândru. Cel mare pretinde lucruri care nu sunt ale lui. Hristos a fost smerit. Na. A fost smerit și n-a coborât niciodată din demnitatea sa dumnezeiască. Cei care au recunoscut demnitatea sa dumnezeiască s-au folosit de ea. Cei care n-au recunoscut-o, cei care s-au împotrivit, n-au primit nimic, ci din contră s-au osândit. Este mare nevoie de o stare duhovnicească lăuntrică, profundă. Este mare nevoie ca noi toți să-i prețuim pe cei mai în vârstă sau pe cei mai îndemnitate decât noi. Și astfel, având respect, disciplină, bună cuviință, lucrurile se vor putea chiar repede îndrepta. Aceasta ar fi condiția duhovnicească care ar putea rezolva problemele lăuntrice duhovnicești ale fiecăruia dintre noi, duhovnicești ale comunității în comuniune în care trăim, ar trebui să fie în comuniune, și a întregii țări în care stăm, în care locuim. Astea lipsesc. Respectul, disciplina, bunăcuvința. Dacă le-am avea, întru Hristos, așa cum s-ar cuveni, și nu doar cei mici, ci de la cei mici la cei mari, de la vlădică până la opincă, atunci lucrurile s-ar putea îndrepta și de o manieră foarte rapidă. Este ceea ce ne propune, de fapt, nu numai Sfântul Paisie Ioritul, nu numai Biserica Ortodoxă. Ne propune de atâta amar de vreme Bunul Dumnezeu și noi nu luăm în seamă. Ne propune, ne arată pe sine model, zicând: priviți la mine că sunt smerit și blând cu inima. Asta trebuie să avem și noi. Și smerenie, și blândețe. Și vom câștiga și noi, ca indivizi, și noi, ca societate. Să înțelegem, să punem în aplicare, să luăm aminte și să ne fie de folos. Doamne, ajută-i biscredincioșii.